Se naște la 1 octombrie 1846. După o copilărie grea, petrecută în sărăcie, în pribegie, de multe ori umblând de sculți, în lipsuri, ajunge director de seminar, iar mai apoi mitropolit. Însă, nici în această vreme, greutățile nu-l părăsesc. Ajunge să fie trădat, ajunge să cunoască umilința și nedreptatea. Dar rămâne pentru credincioșii de pretutindeni un mare mijlocitor înaintea tronului Preasfintei Treimi. Un sfânt iubit, un sfânt care a rămas în istoria bisericii noastre ca unul dintre cei care, copil fiind, îi trimite o scrisoare Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O scrisoare cutremurătoare, emoționantă, în care îi cere ajutorul. Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vorbim astăzi despre un sfânt atât de iubit de români și de credincioși și de pretutindeni, despre Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, mare vindecător de boli și făcător de minuni. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Mihai Parniu, preot slujitor la Biserica Sfântul Dimitrie Izvorătorul de Mir din localitatea prahoveană Ploieștori. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Așa cum spuneam, vorbim astăzi despre un sfânt iubit de români și de credincioși și de pretutindeni, despre Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, cinstit în fiecare an pe 9 noiembrie. Și înainte de toate, înainte de a vorbi despre importanța acestui sfânt și despre actul de mijlocire pe care îl face înaintea tronului Preasfintei Treimi, aș vrea să ne vorbiți în câteva cuvinte despre viața acestui mare sfânt al bisericii noastre. Sigur, Sfântul Nectarie, spre deosebire de alți sfinți pe care îi cunoaștem și iubim și cărora le știm viața, este un sfânt contemporan nou. Putem spune, aflându-ne în anul acesta omagial al centenarului Marii Uniri, că Sfântul Nectarie a fost un sfânt care a trăit în perioada în care s-au înfăptuit cele mai mari realizări din punct de vedere politic în țara noastră. Și anume, vorbesc de 1877, independența de stat a României și, bineînțeles, anul 1 decembrie 1918, Marea Unire. Așa cum a spus la început, se naște la 1 octombrie, în anul 1846, în nordul Greciei de astăzi, în provincia Tracia, în satul Silivria. Actualmente, această zonă unde s-a născut Sfântul Nectarie ține de statul turc. Se naște într-o familie modestă. Într-o familie, este al treilea copil din cei 7 copii pe care au părinții săi. Viața pe care o duce în copilărie este o viață marcată de lipsuri, așa cum a spus. De aceea, la vârsta de 14 ani, pleacă în orașul lui Constantin cel Mare, adică Constantinopolul, actualmente Istanbul, în Turcia, unde se angajează pentru a-și câștiga pâinea cea de toate zile la un negustor care fabrica tutun. Ei bine, astăzi vedem că foarte mulți tineri și nu numai tineri, oameni, preferă mai bine să stea poate acasă, pe un ajutor social sau, eu știu, să facă alte lucruri mai puțin plăcute Domnului, în loc să muncească. De ce spun asta? Știi că și lena este un păcat. Lena, bineînțeles, este unul dintre chiar de cele 7 păcate capitale. De ce spun aceasta? Pentru că Anastasie, așa a primit numele la botez, Anastasie, și într-adevăr a fost un nume predestinat pentru viitorul Sfânt Nectarie, pentru că Anastasie este în limba greacă, înseamnă înviere. Și el, într-adevăr, și-a înviat sufletul pentru Dumnezeu și viața sa a fost o lumină și mai mult decât atât, pentru că sfinții doresc mântuirea tuturor, i-a înviat și pe alții la Dumnezeu, i-a adus la Dumnezeu. Anastasie pleacă, așa cum am spus, la 14 ani la Constantinopol, lucrează aici și revin la ce spuneam cu munca. Singura lui plată nu era un salariu, ci era hrana cea de toate zile. Asta primea de la negustor unde muncea, hrana cea de toate zile. Vă dați seama, în astfel de condiții, hăinuțele pe care le avea, încălțimintea pe care o avea, se strica, bineînțeles, se rupeau, erau ponosite, așa cum a spus, de multe ori umbla de sculți. Adică o viață pe care noi astăzi, în secolul 21, ni se pare în filme SF, adică nu mi se pare inimaginabilă, când avem atâtea lucruri de care ne bucurăm. În această perioadă, de la 14 ani până la 20 de ani, va scrie acea scrisoare către Domnul Iisus Hristos. El se ruga încă din satul cu natal, după ce face acolo școala elementară,
în Silivria, părinții săi erau uimiți de faptul că el reținea de la slujbe foarte multe pasaje evanghelice, foarte multe din textele pe care le rosteau preoții la slujbă, din predici, adică era un copil, putem spune, dăruit de Dumnezeu cu acest dar al memoriei. Și de altfel, în copilăria de aici, de la Constantinopol, în momentele de tihnă și momentele de odihnă, citea din Sfânta Scriptură și din cărțile pe care și le luase cu el din satul natal. Și asta era pentru o bucurie. Și așa cum spuneam, rugăciunea probabil era o altă bucurie, cum trebuie să fie pentru orice credincios, convorbirea cu Dumnezeu. Și rugându-se, bineînțeles că îi cerea ca orice om, în afară de sănătatea părinților săi pe care le lăsase acolo în satul natal, îi cerea și acest lucru material de care avea, bineînțeles, nevoie, încălțiminte, îmbrăcăminte. Și ni se spune că i s-a arătat în vis Mântuitorul și l-a întrebat: de ce plângi, ce ai nevoie de la mine să-ți dăruiesc? Și atunci Anastasie, cum se numea atunci, scrie o scrisoare către Mântuitorul Iisus Hristos din cer, așa chiar scrie pe ea, și e hotărât să o ducă la poștă. În drum însă își dă seama că nu are timbru care trebuia pus pe scrisoarea respectivă și se abate pe la un negustor pe care îl cunoștea și căruia îi cer un timbru. Acesta îi spune că nu are atunci să-i dea, dar să-i lase scrisoarea pentru că o va duce când va duce și corespondența sa. Un alt lucru interesant referitor la corespondență, mi se spune că devenise așa de util negustorul la care lucra încât l-a ajutat pe acesta când își scria corespondență. Se spune chiar că avea un scris caligrafic, deși, repet, făcuse puține clase, de clar, probabil școală elementară, învăța să scrie cât de cât să citească. Mai mult decât atât, din cărțile pe care le citea în timpul său liber, pe care era puțin, scria pe diferite hârtiuțe, diferite versete din Sfânta Scriptură sau din Sfinții Părinți și când veneau oamenii la magazin să cumpere produsele de la magazinul respectiv, le strecura în coșul de cumpărături. Aceștia erau impresionați de acest tânăr Anastasie, iată ce preocupări avea un copil de 15, 16, 17, deci un adolescent, la în vremea aceea. Și revenind la scrisoare, omul primește scrisoarea de la Anastasie și îi spune, îi promite că o va duce el însuși atunci când se va duce să-și ducă corespondență. Bineînțeles, se uită de curiozitate pentru cine era adresată scrisoarea. Și atunci vede către Domnul Iisus Hristos. Și bineînțeles, curiozitatea umană face să deschidă acea scrisoare. Și acolo vede toată povestea izvorâtă din sufletul lui de copil curat. Și credincios. Și credincios. Și curaj credincios. Și numai un suflet de copil curaj credincios putea să se gândească să-i scrie o scrisoare de Domnul Hristos. Și, bineînțeles, oricare dintre noi cred că ar fi fost emoționat și profund marcat de ceea ce a citit. Bineînțeles, Dumnezeu lucrează prin oameni, de multe ori cere minuni din acestea așa extraordinare, dar Dumnezeu, de fapt, lucrează prin noi și noi suntem mâinile iubirii, milostivei lui Dumnezeu. Negustorul îi pune într-un pachet hăinuțele necesare pentru iarnă, pentru tot ce avea nevoie, încălțăminte și o sumă de bani, și, bineînțeles, îi le trimite la prăvălia unde lucra micuțul Anastase. Bineînțeles, probabil bucuria și recunoștința față de Dumnezeu s-au întărit și mai mult decât erau pentru micuțul Anastasie. Da, aceasta a fost perioada la Constantinopol, pentru că la vârsta de 20 de ani, tânărul Anastasie pleacă în insula Chios, unde, datorită calităților sale, ajunge să fie remarcat de către cei care administrau școala metocului Sfântului Mormânt de la Ierusalim. Și aici este angajat prima dată ca pedagog, iar mai apoi ca dascăl pentru copiii cei mici, unde, bineînțeles, se învăța probabil citirea, scrierea și așa mai departe. Este apreciat, își făcea treaba cu foarte multă abnegație, era un, să spunem așa, un pedagog, cum trebuie să fie, ar trebui să fie toți pedagogi, cu dragoste față de copii, care le insufla credința, printre altele, în afară de ceea ce trebuia să cunoască ei la vârsta respectivă. În insula Chios exista și există mănăstirea Neamonii, adică noua mănăstire, în traducere, unde Anastasie frecventa slujbele bisericii, mănăstiri respective, și începuse să simte chemarea aceasta pe care de altfel o avusese din copilărie de a se călugări. Și într-adevăr, la această mănăstire, aproape la vârsta de 30 de ani, pe la 1876, se călugărește și primește la călugărie numele de Lazar. Bineînțeles că și eu m-am întrebat prima dată când am citit de ce atunci îl cheamă Nectarie, dacă primi Lazar. Și după aceea am aflat citind despre viața Sfântului că la greci este această tradiție, după ce te-ai călugărit și primești prima treaptă a preoției, adică diaconia, să
îți poți alege alt nume dacă dorești. Și într-adevăr, anul următor, tânărul monac Lazar este hirotonit diacon, adică ierodiacon în monahism, cum este numit, și primește numele Nectarie, pe care de acum înainte îl va purta toată viața și cu care va rămâne de altfel în istorie și în inimile tuturor credincioșilor. Sfântul Nectarie. Viața la mănăstire la fel îi aduce multe satisfacții. În primul rând, el își dorea foarte mult viața aceasta de mănăstire, de rugăciune, de slujire. Slujea cu foarte mărturile celor care au trăit în vremea aceea și celor care l-au cunoscut. Slujea foarte frumos. În momentul în care l-a ascultat cum slujea Sfânt de Liturghie, înțelegeai că în fața ta nu este doar un simplu preot, e mai mult decât, adică slujea așa de frumos că te făcea și pe tine să te transpui într-o altă stradă, dacă puteți spune așa. Devine, bineînțeles, mâna dreaptă a străluciu de acolo și mai mult de atât, pentru că Dumnezeu răsplătește pe cei care îl iubești, care împlinesc poruncile și care doresc binele celor de lângă ei, acolo la mănăstire, ca de altfel, probabil în toate mănăstirile și bisericile noastre, erau și oameni mai bogați. Și un anume Ioan, văzându-l pe tânărul diacon Nectarie cu atâta devotament și știa el citind, adică învățând singur ca un autodidact, știa foarte multe lucruri. Se pare la fel și în viața Sfântului că în vremea aceea mulți dintre preoți erau doar simpli liturghisitori. Adică de multe ori nu predicau și el atrăgea prin faptul că vorbea foarte frumos, știa foarte multe lucruri. Era un bun orator cu altele și un bun slujitor. Și atunci îi atrage atenția acestui bărbat înstărit de acolo din insula Chios, care îi propune să meargă să-și termine studiile, propriu să-și termine studiile liceale, nu făcuse liceu. Sfântul Nectarie, bineînțeles, nu făcuse aceste studii, deoarece nu avusese bani. Așa cum am spus, plecase la o vârstă fragedă și de acasă, e greu să pleci de acasă, de la părinți, și părinți care săraci se chineau la fel probabil să-și agonisească mâncarea cea de toate zile și traiul cu cei 6 copii fără el. E bine, este bineînțeles ajutat de acest creștin cu inimă mare, care vede în el o comoară, își termină studiile liceale, iar mai apoi, tot de acest creștin care avea relații foarte bune cu patriarhul Alexandriei Sofronie, îl îndrumă să meargă să ia legătura cu patriarhul Sofronie, care îi dă și el o bursă de studii pentru a-și săvârși și studiile de teologie la Atena. În vremea aceea să faci studii de teologie la Atena nu era la îndemână oricui, trebuia să ai bani și acești bani le iau părintelui, Sfântului Nectarie, diaconul Nectarie, care în schimb însă avea probabil mult mai multe calități decât aveau unii din cei care făceau acolo studiile de teologie. Cu ajutorul acestor oameni ajunge într-adevăr și la Atena, unde își definitivează studiile de teologie pe la 1886 și condiția cu care Sofronie al Alexandriei îl ajută este aceea ca în momentul în care termină studiile de teologie să vină în Patriarhia Alexandriei să slujească acolo ca preot. Și așa ajunge Sfântul Nectarie și în Egipt. Ajunge în Egipt, unde este hirotonit preot, ajunge secretar al patriarhului Sofronie, probabil să ajunge mâna dreaptă acestuia, deoarece merita să ajungă și avea atâtea calități care îl propuneau să ajungă în aceste funcții. Funcții care, de altfel, Sfântul nu și le dorea. Pentru că vom vedea ce se va întâmpla în continuare, Sfântul nu își dorea aceste funcții, dar făcea așa cum în mănăstire făcea ascultare. Făcea ascultare și a acceptat toate acestea cu gândul că slujește pe Dumnezeu și oamenilor. De aceea, datorită faptului că începuse, vorbea, așa cum am spus, foarte frumos, predica foarte frumos, era trimis probabil acolo și în Cairo să vorbească la diferite biserici, a atras invidia altor slujitori, altor preoți, să spunem așa, care nu vedeau în el, nu-l vedeau cu ochi buni, deși el era un om bun și făcea tot ceea ce făcea din dragoste pentru Dumnezeu și pentru credincioși. Bineînțeles, au uneltit, au făcut în așa fel încât să-l defăimeze, înainte însă de plecarea lui din Egipt, pentru că la un moment dat va pleca de acolo din aceste motive, în 1889 va ajunge chiar mitropolit de Pentapole, undeva prin Libia de astăzi, mitropolit onorific, deci atât primește slujirea arhierească de la Patriarhul Sofronie și după acest moment nu mai stă decât un an, până în 1890 acolo în Egipt, pentru că acești defăimători au reușit să îi strecoare la ureche Patriarhul Sofronie, care era destul de în vârstă
și care, să spunem așa, nu se mai putea ocupa cum trebuie de toate treburile, i-au strecurat ideea că acest nectarie, mitropolit de Pentapole, dorește să ia locul. Din nefericire, cum se întâmplă de foarte multe ori, din cauza invidiei și a răutății oamenilor, patriarhul a ascultat de aceste glasuri și, fără să-l cheme să se apere, îi trimite o scrisoare în care îi spune că trebuie să părăsească ținutul Egiptului. Înainte să dea această scrisoare, el fusese pus să păstorească credincioși la o biserică din Cairo și acei oameni se atașaseră extraordinar de el pentru că propriu-zis îl iubeau ca pe preotul lor, care era mai mult decât un preot pentru ei. Și în momentul în care Patriarhul Sofronie îi dă această carte canonică în care îi spunea că trebuie să părăsească locurile acelea și motivul invocat acolo care era? Că Sfântul Nectarie nu suporta clima prea caldă din Africa. Asta a fost motivul care a fost scris pe acea carte canonică. Toți credincioșii de la, și nu numai cei de acolo de la Biserica din Cairo, Sfântul Nicolae, dacă nu mă înșel se numea, fac eforturi, fac presiuni, intervenții la patriarh, la cei care erau pe lângă patriarh, să nu îl înlătură pe Părintele Nectarie. Bineînțeles, toate au rămas fără niciun ecou. Și atunci au făcut o scrisoare către patriarh, dar și către Sfântul Nectarie, în care îi spun ce a însemnat el pentru ei, cât i-a ajutat, că o să-l țină minte și le pare rău că i s-a făcut această îndreptate. Această scrisoare avea să fie semnată de 900 de credincioși. Iată, 900 de persoane și probabil mult mai multe care n-au reușit să semneze această scrisoare. Exact, n-au avut ocazia, semnează și își arată atașamentul și dragostea lor profundă pentru Sfântul Părintele Nectarie, Mitropolitul. Pleacă de acolo, în Grecia, unde începe o perioadă timp de vreo 3 ani de suferință sufletească, dar și material. Cei din Egipt au avut grijă că nici acolo să nu fie bine și au trimis tot felul de scrisori, de informații celor din Grecia că nu și-a făcut treaba, că este l-au ponegri propriu, l-au defăimat. Iar cei de acolo, din păcate, la fel au ascultat și nu-l primeau, propriu nu aveau unde să slujească. Până când a fost acceptat în Mitropolia Eviei și unde acolo a fost propriu să rânduie ca predicator, misionar, mergea și ținea predici în diferitele parohii din această insulă Evia, din Mitropolia Eviei. E bine, la fel, pentru că era plăcut lui Dumnezeu, avea să devină plăcut și oamenii de aici, care încep să-l îndrăgească, încep să-l aprecieze, cei care la început nu l-au primit cum trebuie, chiar de aici, de la Biserica din Evia, se spune că în viața Sfântului, cum atunci când îi venea rândul să predice, ceilalți slujitori îndemnase credincioșii fie să iasă din biserică, fie să vocifere, să facă gălăgie. Și a făcut acest lucru odată, a făcut acest lucru de două ori, Părintele Nectarie și continua predica, bineînțeles, cu strânge de inimă și cu durere în suflet. El îi iertase oricum pe majoritate, iertase pentru ceea ce făcuseră, până când, bineînțeles, din toți credincioșii de biserică, unii nu ieșeau. Și așa, grupul acesta care nu și-a început să mărească. Și într-un final, toată biserica și-a dat seama, împreună cu slujitorii, dar și cu credincioșii, că, de fapt, neîndreptățiseră un om deosebit și nu, care nu merita așa ceva. Și la următoarea predică, după ce s-a încheiat predica Părintele Nectarie, toată biserica a izbucnit în aplauze, a mulțumire și ca recunoștință și ca iertare totodată pentru ceea ce făcuseră. Ajungem la ultimul moment din viața Sfântului Nectarie, mai exact ca director la un seminar din Atena, Rizareion, unde ajunge, este pus director pentru meritele sale, deși aceste funcții niciodată nu au făcut parte din aspirațiile Sfântului Nectarie, le primea la fel ca pe o datorie din partea lui Dumnezeu și a oamenilor. Aici seminariștii și tot personalul acestui seminar teologic unde se pregăteau viitorii preoți rămân impresionați și își dau seama că directorul lor nu este un simplu preot, nu este nici mai mult decât atât, pentru că se comporta într-un mod duhovnicește cu toți și îi fermeca propriu sunt de ghimele pe toți cu atitudinea sa și cu ceea ce făcea. Aici este de remarcat, ca să vă dau două exemple de ceea ce însemna Părintele Sfântul Nectarie.
patru băieți seminariști s-au certat destul de puternic, chiar s-au luat la bătaie și, bineînțeles, au fost surprinși de pedagogul de acolo și aduși în fața directorului, Sfântul Nectarie. Și atunci, după ce i-a cercetat pe fiecare în parte cu blândețe, le-a spus, nu o să vă pădesesc pe niciunul, dar o să mă pădesesc pe mine însumi. Bineînțeles că toți au rămas stupefiați, cum adică să pădesească pe el. Și a spus, 3 zile voi ține post, nu voi mânca nimic și mă voi ruga pentru voi ca dezbinarea și cearta de voi să încetez. De atunci, bineînțeles că nimeni nu a mai avut curaj să-l mai supere pe părintele director. Și un alt caz care arată dragostea lui și smerenia lui, era totuși director, era mitropolit, ar fi putut să fie eu, sunt cineva, nu. Cu un om de serviciu din seminar care se îmbolnăvește și timp de 3 zile nu vine la serviciu. Ce face părintele director? Nu face altceva decât ca cu 2 ore înainte de trezirea elevilor să se trezească el, să facă curat pe horurile seminarului, să facă provizi munca celui care nu era la locul de muncă pentru că era bolnav. Iar când acesta se întoarce, îl găsește pe părintele Nectarie, unde? La toalete, unde făcea curățenie. Bineînțeles, oricare întâlnirea fiind, el chiar în viața Sfântului spune acolo, redă cuvintele omului care spune, preasfinția voastră, dar ce faceți aici? Păi ce să fac? Fac curat, pentru că m-am gândit să nu dau, că tu ai o familie, ești sărmane și un om simplu și un om care nu ai posibilități materiale foarte mari, ai o familie numeroasă și m-am gândit să nu dau posibilitatea celor care vrea să dea afară, să dea afară, pentru că nu ai venit la serviciu. Și eu am făcut munca în locul tău. Asta era, asta a fost în seminar și în viața sa Sfântul Nectarie, deci iată cum ajuta pe oameni fără să se gândească repede la ce funcție avea, ce studii avea, cum vorbea, ce făcea, se purta cu toți de la cel mai mic la cel mai mare la fel. Le vorbea, era plin de dragoste și de smerenie. Această prietenie o arată și astăzi și vedem că Sfântul Nectarie, atât de iubit în vremea vieții lui, a rămas și mai iubit, am putea spune, în zilele noastre. Pentru că, mai ales în țara noastră, deși este un sfânt grec, vedem că sunt foarte mulți părinți care își botează copiii cu numele de Nectarie sau Nectaria, auzim peste tot, nu cred că este un credincios în biserica noastră care să nu fi auzit de Sfântul Nectarie, care să nu îi fi citit acatistul. Și așa cum da. Și-a dovedit iubirea în timpul vieții sale și o arată și astăzi. Iată, după ce Dumnezeu l-a învrednicit să fie canonizat și să fie trecut în rândul sfinților. Așa este. Ce învățăm noi de la Sfântul Nectarie și cum îl putem lua ca mijlocitor, ca prieten, înaintea tronului Preasfintei Treimi? Învățăm în primul rând ce înseamnă rugăciunea și cât contează rugăciunea, care este convorbirea noastră cu Dumnezeu. Învățăm ce este smerenia, care este opusul mândriei și vedem că din cauza mândriei se nasc foarte multe probleme între noi oamenii. Nu degeaba mândrie este primul păcat capital. Învățăm ce înseamnă bunătatea față de semeni, învățăm ce înseamnă jertfa, pentru că fără jertfă nu reușești să faci ceva bun, trebuie să jertfești ceva din viața ta, din tot ceea ce ești tu, ce va începe peste puțin din postul Crăciun. Iată, suntem și noi chemați să jertfim ceva din viața noastră, din timpul nostru, din trupul nostru. Învățăm toate aceste lucruri, toate aceste virtuți care îl apropie pe om de Dumnezeu. Într-adevăr, Sfântul Nectarie a început să fie cunoscut după 1990 și mai mult a început să fie cunoscut, cel puțin fiind elev la seminarul din București, pe care l-am absolvit în anul 2001, începând cu anul 2002, eram deja la facultate, când la Biserica Mănăstirii Radu Vodă din București, Preasfințitul Varsanofie Prahoveanu, actualmente episcop al Râmnicului, sub numele de Varsanofie al Râmnicului, care era atunci și stareț al mănăstirii Radu Vodă, aduce o părticică din moaștele Sfântului Nectarie la această biserică Radu Vodă din București. Părticică care, Sfinte Moaște, care se află și astăzi acolo, spre închinare, și care au adunat pe foarte mulți bucureștini în jurul acestei mănăstiri. Și au adunat pentru viața Sfântului. Prima dată am citit că Preasfințitul a adus o icoană a Sfântului Nectarie și un mitropolit din Grecia, venind în vizită aici la Radu Vodă, văzând icoana și văzând evlavia Preasfinției sale, a călugălui, a credincioșii pentru acest sfânt, a hotărât să trimită o părticică și aici în țara noastră. Și într-adevăr, Sfântul Nectarie a adunat pe toți în jurul său, atât elevi seminariști, cât și studenți, cât și bucureșteni, și într-adevăr, el fiind un ajutător al celor bolnavi,
trebuie spus că Sfântul Nectarie a murit de cancer. Și at, surprinzător, el vindecă cu de cancer. Și mai mult decât atât, este un ajutător al celor care nu pot avea copii. Din acest motiv, așa cum a spus și Sfinția voastră, foarte mulți de cei care nu puteau avea copii, familiile care nu puteau avea copii, s-au rugat Sfântului Nectarie și au promis că dacă vor avea copii, vor pune fie numele Nectarie sau Nectarie. Cum de altfel întâlnim foarte multe din aceste nume astăzi și probabil mulți se întreabă, dar ce nume e ăsta, Nectar? Bineînțeles, unul care nu știe, s-ar duce cu gândul la Nectar, care este ceva foarte bun. Și într-adevăr, viața Sfântului Nectarie este un model pentru noi prin tot ceea ce a făcut, prin toată jertfa sa și, și mai mult decât atât, viața Sfântului Nectarie continuă și mai mult mijlocește pentru noi de lângă tronul Sfânt Treimii, lângă Dumnezeu. Pentru că el va înființa de altfel mănăstirea Sfânta Treime din insula Eghina, este mănăstirea actitorită de el, și la București, la Radu Vodă, hramul bisericii, tot Sfânta Treime, nimic nu e întâmplător. Aici, cu o comunitate de măicuțe care, înainte să îndemneze această mănăstire, devin, sunt fiicele lui duhovnicești, printre care Hrisantia, care așa o chema ca laică, și primește numele de Xenia ca și monahie, aceasta era oarbă, această fată. Dar dorea foarte mult, chiar dacă nu mai avea ochii aceștia trupesei, să-L cunoască pe Dumnezeu cu ochii sufletului. Și devine ucenica Sfântului Nectarie, încă de când era director la seminarul din Atena, și mai adună pe lângă ea și alte fete care doreau să-și închine viața lui Hristos. Și aceste prime persoane întemeiază la dorința lor, dar și la dorința Sfântului Nectarie, pentru că, așa cum a spus, funcțiile acestea publice nu prea îi plăceau așa de mult, dorea să se retragă. Deja ajunsese la o vârstă și dorea să se gândea că ar fi bine să se retragă la o mănăstire unde să-și închine viața lui Dumnezeu mai mult decât o făcuse până atunci. Și la îndemn acestor tinere fete, ucenice ale sale, încep să construiască acolo pe insula Eghina mănăstirea care se află și astăzi, scriptoria sa, și acolo se va muta prin anul 1908, pleacă de la seminar și va sta până la moartea sa în 1920. Părinte, am putea vorbi mult despre Sfântul Nectarie, cred că două săptămâni de emisiune nu ne-ar ajunge, însă, din păcate, suntem aproape de finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, Cuvânt pentru Suflet, și n-aș vrea să încheiem această ediție fără să ne spuneți în ce fel Sfântul Nectarie, și am aflat, așa cum foarte frumos a spus, a fost un copil care nu avea posibilități financiare, foarte sărman, care poate în societatea de astăzi ar fi fost văzut ca un om fără nicio șansă. Totuși, cu credință, cu nădejde în Dumnezeu, reușește să ajungă mitropolit și, mai mult decât atât, reușește să ajungă în rândul sfinților. Este un model de hărnicie, de luptă, de nădejde. În ce fel acesta poate deveni un model pentru tinerii de astăzi, care mulți dintre ei fac foarte multe cursuri, își doresc să ajungă undeva, dar poate uită că cel mai important este să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Mântuitorul spune, cere și se va da, bate și se va deschide, caută și vei afla, căuta și veți afla. De-adevăr, avem nevoie să facem ceva și noi, și la fel vorba românească spune, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă, trebuie să facem ceva și noi, să depunem un efort, și aici revenim iar la jertf. Trebuie să facem, să depunem și noi o jertf. În primul rând, câte studii ai avea, să te gândești că toate sunt de la Dumnezeu. Tot ceea ce faci profesional, îl faci cu ajutorul Dumnezeu, și atunci când, și toată viața ta să-ți o pui sub pronia divină. Nu deja vorbim de providența divină. Nu facă-se voia ta, spune rugăciunea Tatăl nostru. Atunci când vom avea tinerii, și numai tinerii, toți, noi toți, vom avea credință în Dumnezeu, atunci când îl vom pune pe Dumnezeu în viața noastră, mai mult decât alte lucruri, care de altfel, așa cum am spus și cum știți și dumneavoastră și știu mulți, ne fac să ne pierdem. Funcții, case, mașini, situații, uităm de multe ori de lucrul acesta esențial, credința în Dumnezeu, rugăciunea, să ne gândim că nimic nu e întâmplător în această viață. Bineînțeles, ca să cunoaștem și să avem model pe cineva, trebuie să-L cunoaștem, nu? Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Spun mulți, eu am credința mea, știu pe Dumnezeu,
Dar cum îl știi dacă nu știi ce este Sfânta Scriptură, nu știi ce spun Sfinții Părinți, nu știi ce se întâmplă la biserică, la Sfântă Liturghie, nu știi ce, nu asculti ce spune preotul, cum poți să-l cunoști? Așa și cu Sfântul Nectar și cu Sfinți. Îi cunoști interesându-te de viața lor, adică facând ceva. Mântuirea se ia cu stăruință și cei ce se ostenesc pun mâna pe ea. Trebuie să facem ceva și atunci citind viața Sfântului, citindu-i acatistul, interesându-te de așa, vei vedea ce a însemnat pentru un copil din Grecia și ce a putut să ajungă. Toți suntem chemați la sfințenie, toți suntem chemați măcar să imităm ceva din viața Sfântului Nectarie, pentru că va spune cineva, părinte, e greu să fii ca Sfântul Nectarie, așa e, sunt de acord, și cu alți sfinți, dar putem învăța credința, rugăciunea, smerenia, blândețea, bunătatea, altruismul și toate aceste lucruri care ne fac în primul rând să avem o relație frumoasă cu cei de lângă noi. Spune Scriptura, dacă pe fratele tău nu-l iubești, pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, nu poți să-l iubești, dacă pe fratele tău pe care îl vezi. Deci, în primul rând, să avem o relație bună cu cei de lângă noi și aceste relații, într-un lume, iată, în viteză, cu foarte multă nervozitate, vedem peste tot, așa, aceste lucruri ne fac să fim poate mai, să ne asemănăm și noi sfinților. Pentru că la asta suntem chemați și, bineînțeles, modelul suprem este Mântuitorul Iisus Hristos, care spune, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inimă. Să fim blânzi, smeriți și cu siguranță vom avea această dorință de a imita mai mult pe sfinți prin viața noastră. Părinte, vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte și pentru prezența la emisiunea noastră. Vă mai așteptăm. Mulțumesc. Mai așteptăm. Mulțumim. Cu mare drag. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă suntem recunoscători pentru numeroasele mesaje pe care ni le trimiteți de fiecare dată la adresa afișată pe ecran. Le așteptăm în continuare și totodată vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Și în încheiere, pentru că am vorbit despre Sfântul Ierar Nectarie, vă îndemnăm să citiți viața Sfântului, să-l chemați în rugăciunile dumneavoastră, pentru că pentru rugăciunile Sfântului Ierar Nectarie, Dumnezeu ne poate ajuta pe noi pe toți. Pe curând și o zi frumoasă să aveți!